Sara Maria. Da, să știți că aici sunt fete venite de toate vârstele și toate categoriile sociale. Deci nu numai decât, să zicem că sunt, eu știu, care n-au ce face acasă. Ele vin dintr-o dorință de a-i sluji lui Dumnezeu și la câmp aici vin maici care nu știu să prășească, nu știu să muncească, nu știu să facă ceea ce fac. Vin de la oraș? Vin de la oraș, sigur. Și sunt chiar printre noi câteva care n-au pus în viața lor mâna pe sapă și se chinuie. În mănăstirea Vărată sunt la 450 de maici. Da. Cu vârste între... între 14, 15 și 80-100 de ani. Da. Cele care au venit tinere au făcut, fac, muncesc, sau în termenii noștri, fac ascultare așa cum facem noi aici. Adică ascultarea... Adică munca... Ca să zic, munca mai grea. Da. Tot tineretul trebuie să facă munca asta pentru că îl ajută să se călească și trupește, da, dar și duhovnicește, și spiritual. În zilele noastre, acum, lumea asta e cam haotică, așa, cam zbuciumată și e foarte greu pentru unul tânăr să renunțe la toată lumea asta, la băieți, la machiaj, la fustă scurtă, la pantalon, la discotecă. E foarte greu să renunți la ele și să vin aici. Dar, în general, mi-au plăcut și astea. Nu le-am frecventat foarte des, dar pot zic că am trecut prin ele. Dar mi-au plăcut liniștea. Și așa m-a hotărât. Că aici e foarte multă liniște și mai puțin scandal, mai puțină ceartă. Depinde. Dacă te înțelegi cu maica, e mai puțină ceartă, dacă nu, nu. Dar dacă nu te înțelegi, nu stai. E o candidată de a veni prima dată la mănăstire. În primul rând, trebuie să aibă credința în Dumnezeu. Să aibă o chemare. O chemare lăuntrică pe care numai noi, cele care am trecut prin asta, o simțim. Sunt foarte multe persoane care vin la mănăstire, poate așa, dintr-o obligație sau dintr-o neîmplinire, sau s-a certat cu prietenul, sau... Ei, astea sunt ceva care...